Trei tineri încă neidentificați de poliție au spart biserica de la mănăstirea din Podul Coșnei și au furat din interior cutia milei. Furtul a fost comis în noaptea de 12 spre 13 martie. Cei trei tineri nu s-au ales cu nimic de pe urma furtului, cutia milei fiind goală. Camerele video din interiorul mănăstirii au surprins momentul furtului. Pe imagini se văd trei tineri cu blugile trase pe cap, care se apropie de biserică, studiind zona și asigurându-se că nu este nimeni care să îi vadă. Unul dintre ei se apropie de o ușă laterală, care se pare că nu era asigurată, și pătrunde în interior. Toți cei trei pătrund în biserică și, în scurt timp, ies în fugă, unul având în mână cutia milei. Poliția încearcă acum să dea de urma făptașilor.